încercăm, pentru că ceea ce vreau să vă prezint cu acest prilej este, de fapt, interfața unei pagini web a unui proiect la care părtaș și făptaș este chiar și unul dintre organizatorii acestui proiect, Mircea Ardelean. Mircea, nu știți foarte bine. Și anume, despre ce va fi vorba? Ca să vă fac un scurt expozeu a ceea ce s-a ajuns până în acest moment la această prezentare. În anul 2006, de fapt în 2005, Ministerul Culturii și Cultelor, prin CIMEC, a încercat să implementeze o bază de date care să vizeze o evidențiere foarte precisă, clară, fără ambiguități, a siturilor arheologice din toată România. Cu acest prilej s-a demarat un proiect național care s-a numit EGISPAT. Toate cele 41 sau 42 de județe ale României au niște liste ale monumentelor istorice, atât în sectorul arheologic, cât și în sectorul de monumente de for public, care toate trebuiau reorganizate, reinventariate și clasate într-o formulă modernă care să permită oricui să poată să le viziteze, dar mai ales să fie un instrument de lucru extrem de util atât specialiștilor cât și administrației publice locale, pentru că în România anul 2000 se construiește foarte mult, iar siturile arheologice riscau să fie acoperite de betoanele modernități. Și atunci, demarându-se acest proiect, voi de la Universitatea de Vest am intrat în această problematică, iar finalitatea, chiar astăzi a fost și lansarea lucrării respective, este această lucrare care vizează lista monumentelor istorice județului Timiș, secțiunea arheologie. Dar, din punctul nostru de vedere, nu a fost suficient și am considerat util, apropo de programele geospațial și motorul care guvernează conceptul geospațial și anume open source-ul. Accesul liber al publicului la informație. Și o să vă explic imediat cui se adresează o astfel de abordare, să zicem. Ce vreau să vă prezentăm în acest context este un site care are demand acest rol de a prezenta pentru toată lumea ce înseamnă lista monumentelor istorice în cazul ăsta județului Timiș. Vedeți aici structura acestui site, care compune în prima fază repertoriul arheologic al județului Timiș, secțiunea arheologie. Este lista oficială pe care o regăsiți pe toate site-urile, abilitate de la Direcția pentru Cultură Culte până la Ministerul Culturii, dar în versiunea mult analizată a ei. La fiecare dintre acestea se poate descărca fișierul în format PDF, cu toate datele despre situl respectiv. Deschideți, unde să vedem. Ok. Deci sunt niște fișe standardizate pe care noi le-am imaginat ca să avem o imagine cât mai complexă despre situl arheologic, în baza unor investigații multiple, atât în teren cât și în laborator. Multe dintre siturile arheologice din județul Timiș și de oriunde sunt guvernate de foarte multă indolență din partea specialiștilor, în primul rând, și din partea administrației locale care se erigează în faptul că nu știe ce e acolo. Bun. De fapt, ce mai mult interesează... este suprapunerea acestei baze cartografice peste un program și un utilitar pe care oricine poate să-l folosească, și anume peste Google Earth. Toți se eschivau în sensul că trebuie să faci 10 masterate, 7 doctorate ca să poți utilizezi sistemele geografice moderne. Utilizând Google Earth-ul, se deschide această bază de date, ce vedeți, iconițele respective sunt locațiile siturilor. Dacă se dă click pe una dintre aceste iconițe, te rog. Apar toate datele despre situl respectiv. De la istoricul situlului respectiv, datele geografice, datele istorice, importanța, planul topografic realizat în teren cu ajutorul stației totale, inclusiv reconstituirile 3D ale MNP-ului,
o poziționare pe harta topografică militară scara 1-25, ediția 1975. De asemenea, există, dacă se dă zoom în poză, un poligon al poziționării precise a obiectivului arheologic pe teren. De ce, din punctul nostru de vedere, este foarte important un astfel de demers? Pentru că adresantul unui astfel de site, vă spuneam, este multiplu. De la omul de știință, care poate foarte ușor să acceseze toate datele despre patrimoniul arheologic, la administrația locală, care nu mai poate să se eschiveze în faptul că nu știe unde e situl lui arheologic, și până la iubitorul de drumeție, turist, care oricând poate să primească un link cu siturile de interes pe care le poate vizita. Și poate de acasă să știe, să citească, să afle cum poate să ajungă să-și genereze trasee, așa mai departe. Și de asemenea, acest site este deschis pentru integrarea celorlalte vreo 800 de situri pe care noi le-am investigat în numai județul Timiș. Toate vor crea o hartă unitară a distribuției spațiale a obiectivelor ocupate pe epoci, pe perioade, pe tipuri de structuri și așa mai departe. Vă mulțumesc!